La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Astăzi este cel cu numărul 432. Da, tot în pandemie, suntem un pic mai relaxați, dar acesta nu este un motiv ca să renunțăm la poezie. Din contră, eu zic că abia acum poezia începe să se simtă mai bine, mai ales că începe să iasă în lume, din nou se întâlnesc autorii, din nou sunt lansări de cărți, deci e din ce în ce mai bine, soarele strălucește cu putere, nu acum că este noapte, dar eu, Armanda Filipine, v-am zis, nu renunț și ca de fiecare dată vă prezint creațiile a trei autori și avem în călătoria noastră poetică o coloană sonoră. Am ales pentru acest moment din seara de 21 mai 2021 Joseph Haydn, secvențe din simfonii, sunt un pic mai vioaie, ca să zic așa, dar e foarte bine să fie și o muzică antrenantă, chiar dacă, repet, la momentul acestei înregistrări este oră târzie de seară, ar trebui să admirăm luna, dar e bine și așa, e bine pentru că suntem împreună cu poezia, nu-i așa? Iubitorii de poezie sunt bucuroși și eu le prezint, așa cum ați observat, mereu alți autori. Astăzi, primul autor pe care vreau să-l avem alături de noi este Mara Nicoară, membra filialei București Poezia Uniunii Scriitorilor, născută în județul Mureș la 3 decembrie 1948, absolventă de litere, poetă și de ceva ani editoare în propria firmă, o editură care evident își face datoria. Din creația Marei Nicoară am să vă prezint un poem care spune foarte multe despre condiția de autor până la urmă, Turnul de Fildeș. Nu? Uneori luat în glumă, alteori luat în bărdacă, cum se spune, dar Turnul de Fildeș e locul în care ne refugiem și în care se spune că poeții își scriu creația. Poezia este din volumul Boala Crinilor, apărut la editura Eminescu în 1980. Evident că este Mihai Eminescu, dar editura știm cu toții că se cheamă Eminescu. Deci, Mara Nicoară, poemul Turnul de Fildeș. Tu vii peste 5 ore, peste 5 mări, peste 5 morți ale mele, aplecată peste cuțitele de gheață ale iernii. Ce să facem noi cu lumina din suflete, în orașul plin de cuvinte, ziare, tramvaie, blocuri, muzică folk, autoserviri, tocană de ceapă, claxoane, pistoale încărcate pe limba vecinelor. Singura salvare este Turnul de Fildeș. Urci în biblioteca lunii, răsfoiești cărțile ei de zăpadă. Iată un poem care pornește foarte, foarte literar, după care coboară un pic în lume și ne duce printre tramvaie, printre blocuri, autoserviri și chiar mirosim tocana de ceapă, nu-i așa? Și pistoalele încărcate pe limba vecinilor, vă dați seama ce înseamnă asta, da? După care mergem în Turnul de Fildeș și autoarea ne spune că acolo este biblioteca lunii și o bibliotecă frumoasă conținând cărți de zăpadă în această bibliotecă a lunii. Și m-a bucurat enorm
descoperirea acestui poem, pentru că eu am în pregătire de ceva vreme și tot mă uit la el și încă nu l-am trimis la editură, volumul care se cheamă Biblioteci de Zăpadă. Iată, acum ne întâlnim și cu Cărți de Zăpadă, într-o poezie care a apărut, vă repet, în 1980, volumul din care v-am citat, Boala crinilor, Mara Nicoară autoare. Iată ce frumoase întâlniri, cel puțin pentru mine, sper că și pentru dumneavoastră. Ei, după ce am călătorit așa interesant de la lună și pe mări și prin orașe nu tocmai drăgălașe, mergem să vedem ce ne spune un autor, Valentin Emil Mușat, și domnia sa absolvent de litere, născut la 2 noiembrie 1955 în Vălenii de Munte, experiență de profesor în școli și considerat de cronicari ultimul mare optzecist dintre poeți. Am să vă prezint un poem din volumul său intitulat În căutarea titlului pierdut, apărut în 2005 la editura Viitorul Românesc. Un poem care și el are legătură cu lumea poeziei, pentru că încă din titlu ne spune autorul poet fiind. E aici, o să vedeți, tot așa, o ieșire din lume pentru a găsi fiorul sau, în fine, locul unde poetul să se exprime. Deci, Valentin Emil Mușat. Anins peste ninsoarea de ieri și ghilotina pare un motan cu minte. Mașina de scris simte dureri de lavă fierbinte. Auzisem aseară un tropot. Rimele nechezau a mister. Coperțile au râs într-un hohot, aruncând înapoi o potcoavă de ger. Iată ce imagini interesante, evident, ale celui care își caută inspirația și poate nu reușește să ajungă la starea pe care și-o dorește, transmisă, pentru că starea există, altfel n-ar dori să scrie autorul, nu-i așa? În fine, dincolo de toate aspectele prozaice sau foarte elevate și foarte apropiate de starea pură a poeziei, cum ne place să o numim, sunt uneori și poeme care fac să dispară totul în jur, sau așa ne-am dorit. Așa cel puțin și-a dorit, sunt convinsă, autoarea următorului poem, Daniela Sorian, pe numele real Daniela Sorina Ciurariu, așa o găsiți și pe pagina sa Facebook, trăiește în Scoția, este profesor, te predă ceva foarte interesant, limbi străine sau geografie sau istorie. Este din Deva, născută în 1965, în luna noiembrie, și eu am găsit un poem care mi-a plăcut mult și e un pic mai scurtuț pentru că multe poeme sunt interesante, într-o revistă Hyperion din 2018, și am să vă prezint acest poem intitulat Pereți. Uite așa, poezia
poate să se intituleze și așa, pereți. Deci, Daniela Sorian. Acum s-au spart zăgazurile. Lupii urlă ca niște supraviețuitori ai destinului. Iar tu, încă flămând, îmi scrii încolăcit de piciorul rotund al lunii despre iubire ca despre o peșteră caldă și despre pereți fluturând ca despre niște burți goale de lupi care au trecut anevoios iarna. Daniela Sorian, dragii mei, cu un poem care trece de dragoste, da, și ajunge într-o metafizică interesantă în care poate durerea, poate spaima de singurătate, poate dorul, face din toate aceste stări și sentimente să apară în poezie lupii, da? Nu apare, repet, cuvântul dor, nu apare spaima de singurătate, ci reiese de aici că cei doi sunt depărtați, da? Unul scrie încolăcit de piciorul rotund al lunii. Ce frumos! Și, în fine, pereții care sunt și care, de fapt, nu sunt. E, sper să nu fim înconjurați de pereți care urlă precum lupii și sper să nu simțim niciodată această, nu tainică, ci urlătoare durere, gândindu-ne la cel care ne este drag și care nu este aproape de noi. Am trăit, de fapt, starea asta în pandemie și o să mai trăim încă un pic, pentru că sunt în continuare persoane izolate, ați văzut, din cauza virusului, sunt în continuare persoane bolnave, dar acesta nu este un motiv ca noi să fugim de poezie, repet, din contră, poezia este cea care ar putea să ne unească și să ne ajute să trecem mai bine peste momente nu tocmai plăcute. De aceea, în continuare, vă invit nu doar să vă protejați în această pandemie, ci și să lecturați poezie din ce aveți acasă și deschideți internetul, căutați reviste, v-am dat o mulțime de sugestii, căutați autori, cumpărați, pentru că e bine ca poetul care ne place să stea cu noi în biblioteca noastră și o revistă și o carte. Și ca de fiecare dată vă spun, nu doar noapte liniștită, ci și vă provoc să ne revedem și mâine la un nou moment. Până atunci, toate bune!